Următoarea perioadă va fi una aglomerată pentru angajații Direcției pentru Eliberarea Pașapoartelor. Dacă în prezent media solicitărilor este de 25 de cereri pe zi, următoarea perioadă va face ca numărul cererilor să se dubleze. Potrivit conducerii Serviciului de Pașapoarte Giurgiu, acest lucru a devenit o tradiție și se întâmplă în fiecare an de sărbători. În general, persoanele care solicită o preschimbare sau o eliberare a pașaportului sunt cele care merg în vacanță ori lucrează în străinătate. Ca de fiecare dată în această perioadă, la sfârșit de an, având în vedere că sunt sărbătorile, se apropie sărbătorile de iarnă, vin vacanțele, sunt foarte mulți cetățeni care se întorc din străinătate în România să-și petreacă sărbătorile cu familia și, de regulă, în această perioadă sunt foarte multe solicitări față de o perioadă normală a anului. În acest moment sunt în jur de 20-25 de solicitări pentru pașapoarte. În perioada următoare ne așteptăm la 35, poate chiar 40 de solicitări. Solicitanții pot opta pentru pașapoarte electronice sau temporare. Cele electronice au o valabilitate de 3 până la 5 ani, iar doritorii vor plăti în funcție de perioadă 276 de lei, respectiv 302 lei. Potrivit comisarului șef Paul Ancu, din numărul cererilor de eliberare a pașapoartelor, 80% reprezintă solicitări de emitere a documentelor pentru minori.